Este cu adevărat îndurerător să aflăm despre moartea lui Darius Vintilă la doar 24 de ani, un tânăr plin de potențial care a lăsat o amprentă puternică atât în sport, cât și în lumea culinară. Darius a fost un jucător talentat de basket, obținând medali importante cu echipa CSU Sibiu, dar și cu CSU 2 Sibiu, demonstrându-și abilitățile de-a lungul carierei sale de junior. După ce a decis să renunțe la cariera sportivă, Darius a dedicat studiilor și a absolvit facultatea de inginerie, specializându-se în instalații pentru construcții, ceea ce arată versatilitatea și dorința sa de a învăța și a se dezvolta. În 2023, participarea sa la emisiunea Șefii la Cuțite a fost un moment important pentru el, unde a impresionat juriul și a obținut trei cuțite în etapa preselecțiilor. Aceasta a fost o dovadă a talentului său și a pasiunii pentru gastronomie, comunitatea din Sibiu, precum și cei care l-au cunoscut sunt profund șocați și întristați de pierderea sa neașteptată. Mesajele de condoleanțe și omagiile din partea fostului său antrenor, Alex Kovacs, reflectă impactul pe care l-a avut Darius asupra celor din jur. Viața și realizările sale, deși scurte, vor rămâne în memoria celor care l-au admirat și iubit. Condoleanțe familiei și celor apropiați.